Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Să știți că este un weekend în care vom vorbi mult, este un weekend în care vom face tot felul de drumuri, dar este și un weekend în care pot apărea acolo mici mari conflicte cu rudele, mici mari conflicte legate de sănătate, pot fi și chestiuni legate de muncă pentru cei care lucrați în weekend. Însă, acest weekend vine și cu rezolvări. Rezolvarea vine printr-un drum scurt, rezolvarea vine prin comunicare și, de asemenea, poate să fie și un weekend în care simțim așa că totul e un basm, da? Putem să simțim că parcă nu e real ce se întâmplă, da? În special bărbații, da? În special acolo. Fie bărbații ne surprind, fie bărbații în general în acest weekend vor rămâne destul de surprinși de lucrurile pe care le văd în jurul lor, da? Uite, și prima parte a zilei de duminică, cam tot pe aici prin energie este, însă în prima parte a zilei de duminică sunt acolo niște lucruri ciudate care pot ține și de sănătate, care pot ține și de niște lucruri din trecut care acum se află, da? Și în special, repet, weekendul ăsta bărbații sunt în centrul atenției, însă, uite, sâmbătă, nu știu, femeile fac ceva, da? Sunt cumva în centrul atenției. Ca duminică, da, să fie atenția pe domni, da? Pe de altă parte, uite, în a doua parte a zilei de duminică, atenția tuturor va fi pe familie, pe suflet, pe trecut, pe mama, pe partea aceasta emoțională a noastră și cu siguranță mai toți o să vrem să stăm în casă sau să stăm într-un loc drag sufletului nostru, să ne umplem acolo cu energie. Ei, acum ce zice și tarotul? Sincer, mie nu prea îmi place așa pentru ziua de sâmbătă ce zice tarotul ăsta. Avem turnul, eremitul și luna. Deci, este o zi de sâmbătă în care putem să avem tot felul de conștientizări, poate să fie cu tot felul de surprize, toată lumea poate să fie destul de ciudată, așa cum am zis. Avem o cuadratură între lună și Lilith, da? Partea bună e că luna face și aspecte pozitive la nodurile lunare, deci măcar de acolo ne vine salvarea. Însă, repet, da, ziua de sâmbătă poate să vină cu tot felul de surprize, care mai de care mai ciudate. În schimb, dacă este să discutăm de ziua de duminică, uite aici lucrurile, da, încep să pară mai clare. Putem să avem, mă rog, putem să aflăm un adevăr, putem să aflăm niște informații prețioase. Poate să fie și o zi de duminică destul de bună, dacă este să discutăm de succes, dacă este să discutăm de rezolvări, da? Însă, repet, este un weekend destul de ciudat, e cu soare și lună, adică e și cu emoții, e și cu bucurie, e și cu tristețe, e și cu fericire, e cu de toate, însă, nu știu, poate mai au loc dezvăluiri, pentru că suntem pregătiți pentru ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare, că sunt lucruri destul de ciudate, aș zice eu, da? Sunt lucruri destul de ciudate. E ca și cum sâmbătă se întâmplă ceva, iar de duminică ne apucăm de treabă, da? Începem să vedem lumina de la capătul tunelului, începem să vedem speranța și ne apucăm acolo, da, să facem ceva. Bun, cam atât în mare parte. Vreau să discut mai multe pentru fiecare zodie și o să pun accent foarte mult pe cuadratura dintre lună și Lilith, pe faptul că luna acolo face niște aspecte pozitive la nodurile lunare și de asemenea voi pune foarte mult accent și pe această conjuncție dintre Soare și Neptun. Ea, mă rog, s-a produs în fiecare an până acum, dar eu aș zice că, având în vedere că de data aceasta sunt și aspectele care sunt pe cer, da? De data aceasta adică ne pregătim să intrăm într-o săptămână destul de puternică, și din punct de vedere karmic, și din toate punctele de vedere, eu zic că de data asta e puțin diferit. Da? E puțin diferit. E și Lilith pe acolo prin Fecioară, deci cu atât mai mult. Da? Bun, cam atât în mare parte. Îți reamintesc de previziunile pentru următoarea săptămână. Dacă ești curios să vezi ce se întâmplă, repet, sunt evenimente foarte mari acolo, avem conjuncția dintre Venus și Saturn, avem echinocțiul de primăvară, avem schimbarea lui Marte, Marte schimbă zodia și, repet, se întâmplă multe lucruri săptămâna viitoare care sunt foarte, foarte profunde, foarte intense. Și, na, cam atât. Deci, dacă vrei să vezi, te invit cu drag acolo. De asemenea, te invit și la previziunile pentru luna martie, că mai avem evenimente, urmează și o eclipsă la final de lună, chiar de bună vestire pentru creștini. Da?
Bun, hai să vedem. Zodia Berbec. Păi, pentru Berbec, cum să zic, este un weekend în care, uite, sâmbătă poți primești o veste de la o rudă sau o veste în legătură cu o problemă de sănătate a cuiva, poate știu eu, un vecin, o vecină, o persoană acolo din viața ta, însă pe de altă parte, berbecii în ziua de sâmbătă au ocazia să comunice mult mai mult, au ocazia să-și rezolve tot felul de lucruri, poate ai niște discuții cu niște rude legate de acte, legate de un drum, unii poate primiți un mesaj, un apel telefonic. Și duminică dimineață eu v-aș recomanda o mai mare atenție pe sănătate, da? Tuturor de fapt v-aș recomanda în acest weekend să nu exagerați cu absolut nimic, da? Duminică dimineață, uite, berbecul, nu știu, simte nevoia să mai stea în pat sau visează ceva ciudat, unii poate aveți lucruri importante de făcut. Și în a doua parte a zilei de duminică, atenția ta e pe familie, e pe viața privată, acolo te mai liniștești. Și uite, apare o veste așa total surprinzătoare legată de un bărbat din viața ta sau legată de un copil pentru unii berbeci, da? Este ceva care te ia prin surprindere, aș zice eu, da? Ceva ce te ia prin surprindere. Hai să vedem și tarotul ce zice pentru berbec, ce trebuie voi să știți. Bun, avem pajul de spade, prima carte. Ia să mai eliberăm pe aici. Și patru de spade. Nu știu, berbecii sunt foarte curioși weekendul ăsta, vor să afle multe. Socializezi, vorbești mult, poate să fie și un weekend în care vrei să te relaxezi, vrei să te liniștești. E ceva ce tu nu știi, ceva ce ți-atrage curiozitatea. Șase de cupe, poate e ceva legat de un suflet pereche sau e ceva legat de un copil. Unii berbeci puteți să intrați în contact cu persoane din trecut, da? Persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult timp. Iar ultima carte, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o decizie aici importantă între minte și inimă. Este un moment, dragi berbeci, în care, nu știu, poate vă îndrăgostiți sau faceți ceva interesant împreună cu partenerul. E ceva ce te tentează, e un adevăr, e o veste acolo care apare destul de surprinzătoare, dar unii, repet, puteți să auziți de un bărbat din viața voastră că, nu știu, fie are niște probleme, fie se întâmplă ceva. Da, berbecii singuri, ia vedeți voi, socializare multă că nu se știe ce se întâmplă pe acolo. Ia, zodia Taur. Taurul sâmbătă, nu știu, fie ești mai greu de mulțumit, fie este o zi în care, știu eu, poate mergi la cumpărături, alți tauri puteți să aveți acolo niște mici mari conflicte, poate legate de bani, de o colaborare, poate legate de, cum să zic eu, un copil, de persoana iubită, ceva vi se pare vouă acolo destul de ciudat, da? Ei, pe de altă parte, uite, Taurul poate să cunoască pe cineva în acest weekend, este o persoană extraordinară, dar, nu știu, unii poate în acest weekend, nu știu, vă întâlniți cu prieteni, ești în oraș, da, intrați în contact și cu mai mulți oameni, posibil și asta pentru Taur, însă, vezi tu, sunt niște discuții acolo, sunt niște lucruri care se petrec și care, zic eu, că fie nu-ți plac, da? Fie sunt contrar valorilor tale, fie unii tauri începeți să vă dați seama că valorile voastre nu prea mai coincid cu valorile unor prieteni sau cu valorile partenerului de viață, cu valorile unei persoane importante și atunci vă gândiți serios să mai zburați de acolo, vă gândiți serios să mai plecați de unde nu vă simțiți voi bine. Și asta e ok, da? E ok pentru taur. În a doua parte a zilei de duminică, taurul face drumuri, socializează, comunică, da? Vrea să stea cu rudele, vrea să stea mai apropiat de suflet, nu știu, poate citești ceva de suflet, citești ceva legat de istorie, legat de zona aceasta sau poți avea astfel de discuții, da? Pentru alții dintre voi. Deci conjuncția asta, eu zic că e despre o veste în special pe care taurul o află. Este o veste care, repet, nu prea coincide cu valorile tale, nu prea coincide cu ideile tale despre viață. Da? Azi, taur, parcă aveți o revelație și ziceți gata, știu ce vreau de acum înainte, știu unde să merg. Pajul de bâte, o activitate nouă pe care o faci, dar este și un weekend cu distracție pentru taur. Poate mergi undeva, te relaxezi, ești cu un prieten, dar văd și o decizie importantă, este o decizie în favoarea ta. Șase de bâte, o victorie pe care o ai, o bucurie mică, începi să vezi lucrurile altfel. Da?
Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Regina asta de spade zice și despre un moment în care taurul începe să vadă lucrurile mai clar sau poate chiar un sfat de la o persoană te-ar putea ajuta. Da? E ca și cum taurul zice, băi, gata, mi-am dat seama care e valoarea mea, mi-am dat seama până unde pot să merg, mi-am dat seama cât de asumat pot să fiu. Iar ultima carte e judecata, deci te revezi cu o persoană dragă ție, da? Sau cu niște prieteni, nu știu. Și este și un moment în care taurul spune un adevăr sau stai de vorbă cu cineva față în față și vă spuneți suficiente încât, da, să vă clarificați o situație. Dar eu văd aici decizii foarte importante pentru taur, da? Și o veste surprinzătoare care apare privind o problemă financiară, de sănătate, o problemă legală. E cineva aici care are o problemă, da? Și poți să afli de așa ceva. Zodia Gemeni. Pentru Gemeni este un weekend în care, nu știu, sunteți în centrul atenției. Posibil sâmbătă, da, ceva să vă deranjeze, legătură cu o femeie din casă și din familie sau poate e o situație veche care revine. Poate e ceva legat de persoana iubită, poate este ceva legat de partenerul tău, un copil, poate este vorba despre prieteni, da, poate și pe acolo ceva nu e în regulă, însă gemenii, să zic așa, trec printr-o perioadă de maturizare. Pe de altă parte, uite, este și un weekend pentru gemeni, mai ales duminică în prima parte a zilei, în care pot apărea acolo niște mici mari conflicte, să zic așa, în relația cu autoritățile, în relația cu un bărbat, poate e vorba de o rudă, poate sunt niște discuții puțin în contradictoriu, însă zic eu că în a doua parte a zilei de duminică gemenii se simt bine, se simt relaxați, se simt în centrul atenției și poate să fie și un moment în care voi ieșiți bine dintr-o poveste. Fie în a doua parte a zilei de duminică, fie vă intră bani, fie vă simțiți voi mai bine, vă simțiți mai apreciați, mai liniștiți. Și vedeți că în acest weekend, pentru gemeni, da, a venit motanul la voi, n-a mai fost de mult, că și el tot gemeni e. Poate să fie un moment în care afli niște lucruri destul de surprinzătoare despre un bărbat din viața ta, da? Că e tatăl, că e șeful, că e partenerul, este o persoană acolo cu autoritate asupra ta, poate să fie și un prieten, da, care e pentru tine, în mod special este important. Gemenii pot avea parte de un succes, de o bucurie, doar că e un moment de trezire pentru tine, este un moment de conștientizare extraordinar de profund, aș zice eu, extraordinar de profund. Da? Poate afli și de un bărbat din viața ta că trece prin niște momente de schimbări. Da? Gemenii strălucesc. Eu simt că e ca o încununare pentru voi. Da? Ca o încununare. Puteți să și cunoașteți pe cineva, uite, în acest weekend. Da, chiar se poate. Diavolul, 8 de monede, o legătură cu un capricorn. Aici, pentru tine, uite, poate să fie și un moment în care te concentrezi foarte mult pe partea materială a vieții, pe partea fizică, dar este și un moment în care gemenii poate mai au ceva de lucru sau vor să repare ceva. Și parcă cu diavolul aici poate să însemne și un moment de distracție. Da? Doi de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă ție, stai de vorbă cu cineva, poate este un prieten, persoana iubită, unii gemeni puteți să cunoașteți pe cineva în acest weekend, iar ultima carte, cavalerul de cupe. Ia uite, dragostea plutește în aer pentru gemeni, eu v-am mai zis că treceți prin săptămâna oarbă, dacă apare cineva, că e din trecut, că e o persoană nouă, nu contează, da? Luați și socializați, luați și vorbiți, da? Pentru că oricum săptămâna viitoare e conjuncția aia lui Venus cu Saturn și dacă nu e bună treaba, oricum nu vă lasă să continuați. Poate e ceva bun, da? Și se întâmplă mai devreme. Cavalerul ăsta de cupe, nu știu, fie tu te duci și faci o ofertă cuiva de dragoste, fie cineva îți face ție, da? Poate să fie și cineva nou care apare și atunci gemenii sunt destul de, sunt destul de indeciși, da? Destul de indeciși. Dar eu zic că e un weekend bun pentru gemeni, e despre dragoste, e despre a vă bucura de viață.
Zodia Rac. Pentru Rac, eu aș recomanda mai multă odihnă în acest weekend și poate ar fi bine să mai stai puțin, să mai dai un pas în spate. Poți să afli niște secrete foarte valoroase în acest weekend. Chiar e posibil, da, să-ți pice atenția asupra unor detalii care să facă diferența. Unii raci, e posibil să aveți acolo niște discuții ciudate cu o rudă, cu o femeie. Poate este ceva legat de o problemă de sănătate, poate este ceva legat de un drum scurt, de trecut. Pe de altă parte, Racul are parte de o conștientizare în acest weekend sau poate niște informații mai secrete pe care le afli. Da? Aici, nu știu, vorbești cu o prietenă, vorbești cu cineva, afli niște lucruri care te surprind și, știu eu, încep să conștientizezi niște chestii. În a doua parte, da, a zilei de sâmbătă, în special, uite, duminică, așa dimineața, Racul află niște lucruri care sunt contrare, da, credințelor tale, poate e ceva ce te surprinde, poate sunt niște informații care nu ți se par ok, dar în a doua parte a zilei de duminică îți recapeți energia, ești bine, ești relaxat, ești liniștit și văd aici că pentru Rac este și o perioadă în care tot ceea ce ține de bărbați, tot ceea ce ține de credințele tale, spiritul tău, toate astea, știi cum, sunt ca un basm curat, da? Îți crește foarte mult intuiția, racii încep să conștientizeze multe, multe lucruri privind valorile, privind banii, privind viața lor. Deci eu zic că e un moment bun, da? Este un moment bun și de asemenea racul începe să vadă lucrurile mai clar, da? în acest weekend. Este o veste acolo surprinzătoare care vine de la drum, e un bărbat de la drum, e un bărbat care studiază la nivel înalt, e un bărbat spiritual, da, sau poate ai niște prieteni. 10 de monede, 9 de spade, e un mic stres aici pe care îl ai în legătură cu un grup de oameni, cu familia, prietenii, deci e un oarecare stres aici și are legătură cu un sfârșit. Unii raci puteți să aflați de un sfârșit. Eremitul, o legătură cu zodia fecioară. Aici ți se cere să te uiți așa și asupra detaliilor, doar că nu trebuie să te pierzi în ele. Da? Este și un weekend cu adevărat în care te concentrezi și pe sănătate, dar te concentrezi, bineînțeles, și pe ideea aceasta de a sta liniștit, relaxat. 6 de monede, niște bani pe care îi primești, un cadou pe care îl primești, bani pe care îi dai la rândul tău. Dar eu zic aici că reușești, da, să echilibrezi o situație. Racului, nu știu, îi se apasă niște butoane în acest weekend. Zodia Leu. Leul intră în contact cu mulți oameni în acest weekend, mai ales dacă e să discutăm de ziua de sâmbătă. E, uite acolo, nu știu, sunt niște lucruri ciudate privind banii, privind relația cu prietenii, privind valorile tale. Da? E ca și cum zici, bun, dar nu mă consider suficient de valoros sau tot pentru Leu poate să însemne și un moment în care începeți să vă faceți griji în privința banilor. Da. Pot fi și astfel de lucruri sau descoperiți că nu mai aveți valoare, mă rog, valori comune cu prietenii și cu zona aceasta. Pe de altă parte apar niște rezolvări acolo. Da? Leul, nu știu, e într-un weekend în care, nu știu, fie vrei tu să ieși în evidență, da? Sau ieși undeva și vrei aplaudat, dar nu primești. Fie, știu eu, este un moment în care începi să conștientizezi niște lucruri foarte, foarte serioase. Acum, uite, undeva pe duminică, da, pot fi niște lucruri acolo ciudate care se petrec, fie niște informații pe care le afli, fie niște discuții puțin în contradictoriu. Poate e ceva legat și de o sumă de bani pe care trebuie să o dai sau poate să fie ceva legat de un bărbat important din viața ta. Duminică, în a doua parte a zilei, leul simte nevoia de odihnă, de liniște. Poate vrei să stai tu cu sufletelul tău, vrei să meditezi, vrei să dormi, vrei să mergi în locuri vechi. Și interesant este că pentru leu este o perioadă, da, cu acea conjuncție între Soare și Neptun, în care în primul rând ți-aș recomanda să fii cât de mult se poate cu picioarele pe pământ. Da? Îți crește intuiția, este adevărat, ai acces la niște conștientizări foarte profunde care e posibil să-ți apese butoane, dar nu-i de rău, e de bine, da? E de bine pentru că trebuie să înveți acolo niște limite. Da? Aș recomanda leului dacă, nu știu, vrei să ieși în oraș cu prietenii, ai o zi de naștere, ai orice, da? Nu exagera cu absolut nimic în acest weekend, da? Posibil chiar un bărbat să te surprindă în legătură cu o situație. Da? Unii lei posibil, știu eu, să
știu, să fiți într-o perioadă în care sunteți mai sensibil decât de obicei. Da? Mare atenție, pentru că veți avea tendința să vă pierdeți energia printr-o chestie care nu și are rostul. Da? Și poate mai multă odihnă pentru Leu, cel puțin în a doua parte a zilei de duminică, nu ar strica. Deci odihna e sfântă pentru Leu. Da? În a doua parte a zilei de duminică, mai ales, mai ales. Valetul de monede, Marea Preoteasă, înveți ceva, studiezi ceva, poate ceva spiritual, poate este ceva, știu eu, ce nu cunoști, da? Nu știu, unii lei, poate ați descoperit un subiect din ăsta care nu e foarte mediatizat și acolo vă apucați și studiați povestea. Văd, nu știu, niște bani sau îți cumperi ceva, mergi undeva, dar văd aici o persoană foarte misterioasă în jurul tău, este o persoană și secretoasă, văd că persoana asta știe multe, dar zice puține. Judecata, aici te revezi cu niște oameni dragi ție, cu un prieten, cu partenerul tău. Unii lei posibil s-au auzit și o știre destul de interesantă, cel puțin așa o să vi se pară vouă. Iar ultima carte, 5 de monede, deci aici trebuie să fiți atenți pe sănătate, voi, oamenii din jurul vostru. 5 de monede poate să însemne și un moment în care te gândești să abandonezi ceva, să lași ceva în urma ta. Poate e ceva legat de o femeie din viața ta. Poate este o persoană mai supărăcioasă, nu știu. Se pot lua niște hotărâri destul de importante pentru Leu în perioada asta. Zodia Fecioară. Pentru Fecioară este un weekend în care sunteți în centrul atenției, indiferent de situație. Singura chestie e că, nu știu, în preajma zilei de sâmbătă apar acolo niște lucruri puțin ciudate, tensionate. Poate sunt certuri, poate pur și simplu cineva te, nu știu, spune o chestie și tu te concentrezi pe un detaliu. Da? În relația cu autoritățile, acolo trebuie să fii atent, în relația cu șefii, în relația cu persoanele importante, dar în același timp Fecioara reușește să rezolve niște lucruri foarte frumoase, zic eu, printr-un șef, printr-o persoană, e cineva care vrea să te ajute, nu vrea să te încurce, da? Persoana aia. Este o informație, este ceva care pe tine personal te ajută foarte, foarte mult. Și pe de altă parte, uite, duminică, în prima parte a zilei, poți să asiști la, știu, un moment în care oamenii din jurul tău, nu știu, fie au chef de ceartă, fie sunt mai agitați, în special bărbații, da? Vezi tu, în a doua parte a zilei de duminică, Fecioara se întâlnește cu prietenii, este în lume, te văd acolo într-un grup de oameni. Poate mergi la cumpărături, mergi într-un centru comercial, alții faceți un curs și așa mai departe. Însă, tot în a doua parte a zilei de duminică, Fecioara o să simtă foarte intens o hotărâre sau o veste care apare surprinzătoare, care fie ține de o problemă de sănătate a cuiva, fie este cineva acolo care apare și care pur și simplu te ia prin învăluire, prin surprindere. Dacă ești o fecioară singură, uite, e un moment bun să cunoști pe cineva, da? E ok, tot înainte, oricum Saturn o să se întâlnească cu Venus și nu rămân lucrurile așa, adică ești protejat, însă unii puteți să rămâneți destul de surprinși, aș zice eu, de, nu știu, o reacție a partenerului sau să rămâneți surprinși puțin de oamenii din jurul vostru. Acolo sunt lucruri. Poate aveți mai multe opțiuni, da? Poate intrați în contact cu o persoană care pur și simplu nu are limite, nu are reguli. Poate aflați ceva de persoana aia. Da? 10 de spade, 9 de cupe, 5 de monede. Da, e o veste de final. Poate e ceva legat de o problemă de sănătate a unei persoane sau este ceva legat de o problemă financiară. Unii e ca și cum ziceți, gata, s-a terminat, s-a încheiat povestea. 9 de cupe, da, văd că încheierea asta totuși ție ți aduce liniște, bucurie, armonie, pace, iar ultima carte, echilibrul, o legătură cu zodia săgetător, echilibru aici vorbește despre un moment în care reușești să vindești ceva, reușești să echilibrezi ceva în viața ta, poate unii aveți legătură cu zona medicală, iar alții poate vă gândiți la o împăcare, da, vă apucați și luptați acolo pentru ceva, pentru cineva anume. Zodia Balanță. Pentru Balanță, sâmbătă, nu știu, apare o veste așa ciudată. Da.
Legată de o problemă de sănătate a cuiva sau o veste ciudată legată de muncă. Sunt niște lucruri acolo care te surprind destul de mult, însă vezi tu, soluția vine printr-un drum lung pe care îl faci sau soluția vine prin a cunoaște lucrurile, prin a încerca să vezi lucrurile de la nivel înalt. Da? Soluția poate să vină pe zona legală, soluția poate să vină din zona spiritualității, din zona străinătății, soluția poate să vină pe zona aceasta spirituală pentru unii, da? Însă, tot pentru balanță, apar acolo niște lucruri de rezolvat, fie legate de o problemă de sănătate a unui prieten, fie poate sunt lucruri legate de muncă. Pentru unii, cel puțin duminică, în prima parte a zilei, știți cum, teoria din mintea voastră de nicio culoare nu e aceeași cu practica și sunteți foarte mult surprinși. În a doua parte a zilei de duminică, balanța se concentrează pe niște lucruri importante, poate te întâlnești cu părinții, poate stai cu partenerul, poate ai niște responsabilități pe care trebuie să le onorezi cu prezența, însă văd eu că balanța va rămâne foarte surprinsă fie de un prieten, da? Fie este vorba despre multe lucruri care se adună și pe care trebuie să le faci. Alții rămâne surprinși de un sfârșit, da? De care aflați. Ceva se închide, ceva se întâmplă acolo. Poate avea legătură cu șeful, poate avea legătură cu un părinte, cu viața voastră, la modul general vorbind. Da? E ca și cum se agenda balanței, da, devine mult mai încărcată și asta e interesant. Da? Și agenda balanței devine încărcată. Ia să vedem noi. Ia uite, avem 7 de monede. Nu știu, te trezești odată așa cu atâtea lucruri de făcut și zici, bun, dar de unde să încep acum? Da? De unde să încep? Unii puteți să primiți o avansare sau, nu știu, e o rezolvare acolo așa deodată. 2 de monede, 7 de monede. Ești prins aici între două activități, două orașe, două locuri de muncă. Doar că balanța e foarte concentrată pe trecut. E ca și cum stă și analizează o poveste de iubire. Stă și analizează o situație. Da? Și stai acolo și cântărești pe toate părțile să vezi care e varianta cea mai bună. Apoi avem judecata, deci se ia o hotărâre mare pentru balanță în acest weekend, dar poate să fie și un moment în care te revezi cu o persoană dragă ție. Da? Stai de vorbă cu cineva și tu spui ce crezi, ce simți, persoana aia la fel îți spune ție și ajungeți la o înțelegere. Ultima carte, turnul. Da, balanța primește vești trăsnete în acest weekend. Turnul poate să reprezinte și o rupere bruscă, nu știu, mai ales cu combinația asta. E o așteptare aici mare, deci tu ai așteptat mult un rezultat, ai așteptat mult să se întâmple ceva. Poate este o persoană, da, pe care n-ai mai văzut-o de mult timp, da, ceva aici este. Și vestea asta e trăsnet, cum să spun. Rămâi total surprins. E ceva legat de un copil, un suflet pereche, o femeie. Da? Exact, deci e ceva de care ție ți era teamă. Da, este o perioadă în care balanța e surprinsă la orice colț, da? E trigonul care e între Uranus și Lilith, da? Și pe de o parte e bun. E bun. Pentru că ne sunt scoase la suprafață greșelile, care, nu, pentru voi e vorba de greșeli de printr-un trecut îndepărtat, da? Sau fricile. Zodia Scorpion. Pentru Scorpion este un weekend de putere. Cel puțin sâmbătă, Scorpionul e surprins de niște vești legate de partener, poate sunt niște vești legate de viitorul unei relații, vești legate de un prieten, ceva acolo care ți se pare ciudat. E cineva care ți apasă niște butoane, da? Că, nu știu, poate unii mergeți, nu știu, la o petrecere, alții poate în acest weekend primiți o invitație de undeva, primiți un mesaj, un apel telefonic, e ceva acolo care vă cam scoate pe voi din zona de confort, însă vedeți voi sfârșitul ăsta, da? Sau, soluția în toată povestea e să închideți, da? Să închideți ceva, să rezolvați ceva important. Pe de altă parte, nu știu, e ceva legat de o femeie, da? Sau de niște prietene, nu știu, duminică. Cel puțin în prima parte a zilei, Scorpionul poate avea acolo niște mici mari conflicte în relația cu partenerul, în relația cu un copil.
Poate e ceva legat de tatăl tău, poate e ceva legat de pasiunea ta, de plăcerea ta, ceva te scoate puțin din zona de confort și oricum scorpionii sunt într-o perioadă de revoltă în continuare și na, îl aveți și pe Marte și pe Pluto acolo în vărsător, deci e o revoltă așa interioară și poate e momentul de curățenie, știu eu. Duminică, în a doua parte a zilei, scorpionul se mai liniștește, atenția e pe un drum lung, atenția e pe zona străinătății, poate meditezi, te rogi, unii poate sunteți concentrați și pe zona asta legală, poate vă uitați la un film istoric sau știu eu ce faceți acolo, dar în preajma zilei de duminică, în special în a doua parte, scorpionul află o veste total surprinzătoare legată de un bărbat, da? Fie partenerul tău are o problemă, fie este vorba despre o persoană din jurul tău care trece prin niște schimbări mari. Unii puteți să și cunoașteți pe cineva, da? În acest weekend și e ok, încercați, cunoașteți, pentru că, da, v-am zis, oricum suntem cu toții protejați, că Venus și cu Saturn acolo se vor îmbrățișa la grad exact, deci cu siguranță nu suntem lăsați să mergem mai departe dacă nu-i de bine, deci tot înainte. Eu aș merge sincer pe ideea că scorpionul află de niște surprize destul de mari, da? Fie legate, ți-am zis, de un părinte, de partenerul tău, este o persoană cu autoritate, cineva care parcă nu are direcție, nu știe ce să facă, nu știe unde să se ducă. Și eu aș merge totuși și pe ideea de sfârșit, că ceva se închide undeva, afli o veste, da? Poate e ceva legat și de copilul tău, da? Acolo poate ar fi bine să acorzi o mai mare atenție, am mai menționat și în previziunile pentru, pentru săptămâna viitoare. Da? Sunt niște vești foarte interesante. E ca și cum te liniștești, da? Te liniștești. Unii poate faceți ceva ce vă place. 8 de bâte magicianul, deci scorpionul aici pregătește ceva cu viteza luminii, a comunici mult, poate este un weekend și cu pasiune, totul se desfășoară pe repede înainte, da? Uite, ai toate elementele necesare la îndemână și acum poți să-ți construiești imperiul. Asul de monede, deci e o dovadă aici fizică, palpabilă, pe care o primești de la cineva, dar tot asul de monede poate să însemne și o nouă casă, un nou început, un nou loc în care mergi. Ultima carte, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o decizie importantă privind dragostea. Pentru unii, v-am zis, e cu pasiune în acest weekend, e cu bucurie și ceva vă iese bine. Da? Cineva, uite, îți dă o veste, poate persoana iubită, în legătură cu o problemă pe care o are. E o nebunie totală, e o veste total surprinzătoare. O legătură cu zodia Balanță pentru unii. Na, unii scorpioni puteți să cunoașteți pe cineva în acest weekend, de ce nu? Sau este un moment în care ceva funcționează extraordinar de bine, da? Poate vă și relaxați, vă simțiți bine. Zodia Săgetător. E, pentru tine, cum să zic eu, e un weekend în care, în primul rând, sâmbătă intri în contact cu foarte mulți oameni, da? Apar acolo niște conflicte sâmbătă în relația cu șefii, în relația cu părinții, cu autoritățile, da? Ești într-un grup de prieteni și cineva acolo trebuie să aibă autoritate sau, în general, o persoană din viața ta. Acum, știi cum e? Este un moment în care poți să cunoști pe cineva sau este un moment în care ajutorul pentru tine chiar vine din partea celorlalți de data aceasta, printr-un sfat, da? Printr-un mesaj, poate printr-o relație. Este și un moment bun să cunoașteți pe cineva în acest weekend, da? Chiar e un moment bun sau este un moment bun să luați o hotărâre privind relația de cuplu. Pe de altă parte, Săgetătorul, cel puțin în prima parte a zilei de duminică, poate primi niște vești destul de ciudate legate de casă și de familie. Vezi că ceva legat de un bărbat sau este ceva legat de o persoană, da, din jurul tău. Cineva care își face griji sau poate e o persoană care are niște probleme și de asemenea în a doua parte a zilei de duminică pentru Săgetător se amplifică lucrurile și poate să fie și o zi de duminică în care mergi la cumpărături, poate te apuci să mai arunci chestii de prin casă, din alea vechi care nu-ți mai trebuie.
Iar alții poate, știu eu, simțiți așa că trăiți la plus infinit, dar v-am zis, are legătură fie cu niște lucruri pe care le aflați destul de ciudate, legate de o rudă, legate de o problemă de sănătate a cuiva, legate de un bărbat din viața voastră. Unii, nu știu, poate ar fi bine să acordați o mai mare atenție și sănătății, da? Poate ar fi bine să vă mai liniștiți, să vă mai relaxați. E un bărbat acolo îngrijorat din trecutul tău, da? Că e tatăl, că e un prieten, că e cineva din familie, copilul, nu știu, cineva e. Zece de monede putere, o legătură cu zodia Leu. Deci e aici ceva important de rezolvat în casă, în familie. Poate e o luptă de putere, poate e și cu pasiune, da, e și cu mici mari conflicte. E cineva care ia atitudine. Apoi avem aici îndrăgostiții și pentru tine, o legătură cu zodia Gemeni. Dar ce văd eu e că, nu știu, parcă sunt niște mici mari conflicte într-un cuplu, într-o relație. Pentru că e și o tentație aici mare, iar ultima carte 5 de cupe, dar niște regrete aici pe care le ai sau poate este, nu știu, unii aflați de o despărțire, alții aflați de un sfârșit, alții aflați de o problemă care este undeva anume, dar poate sunt niște secrete, da? Poate e o suferință. Însă săgetătorul trebuie să rămână puțin concentrat pe puterea sa interioară, da? Pe faptul că ești puternic, ești sigur pe tine. E ca și cum spui, nu mă mai uit la bani, nu mă mai uit la nimic. Dacă eu, știu, n-am liniște aici, nu-i ok. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi, sâmbătă, sunteți acolo prinși cu treabă, da? Că în casă, în familie, că lucrați, nu știu, faceți niște activități. Tensiunile pot apărea din zona străinătății, da? Poate e vorba de o femeie, poate sunt niște discuții în contradictoriu, poate pentru unii capricorni rămâneți surprinși de anumite lucruri, că teoria din mintea voastră se poate să nu fie aceeași cu practica, da? Pe de altă parte, capricornul reușește să rezolve ceva important în acest weekend prin niște colegi de la muncă, prin intermediul unei rude sau poate e ceva legat chiar de a pune osul la treabă la propriu. Pe de altă parte sunt și niște discuții aici privind zona sănătății. Da? Privind zona sănătății. Duminică, uite, în prima parte a zilei, acolo capricornul ar trebui să acorde o mai mare atenție drumurilor și de asemenea poți să primești niște vești destul de surprinzătoare, aș spune eu. Vezi că e ceva legat de o rudă din apropierea ta. Poate e un unchi, poate este cineva din anturajul tău. Da? Sunt niște lucruri care surprind destul de mult capricornul. Poate e vorba și de partenerul tău de viață sau de un client, de o colaborare. Unii poate chiar și cunoașteți pe cineva, e o pasiune acolo mare, e ceva puternic. Iar pentru capricornii singuri, da? V-am zis, cunoașteți pe cineva, pentru ce aflați într-o relație, da? Poate să fie și un moment acolo care, nu știu, nu vi se pare vouă real, da? Nu vi se pare vouă real și pentru voi are legătură cu un sfârșit, cu o închidere, cu ceva anume. Dar în a doua parte a zilei de duminică, eu zic că se mai liniștesc apele pentru toată lumea, da? În mare parte e ceva care șochează, e ceva care vă lasă așa cu gura căscată, dar, repet, o să vedem noi săptămâna viitoare că vin și rezolvările. Hai să vedem, dragi capricorni, ce trebuie să știți. Poate niște informații pe care le aflați, citiți o carte, nu știu, și rămâneți surprinși, faceți un curs, discutați ceva cu o rudă, cu un prieten. 5 de spade, 3 de monede. Da, aici, cum să zic eu, e o nedreptate, da, privind un grup mai mic de oameni. Poate să fie și o nedreptate privind rudele, colegii de la muncă, da, ceva ce nu-ți place. Unii poate chiar acum ziceți gata, iau atitudine într-o situație. N-a fost pisica, știți că pisica de regulă vine la voi și nu înțeleg de ce, că ea e în zodia pești, dar mă rog. Voi știți. Patru de bâte.
Aici petreci, te bucuri alături de cineva, ai un eveniment important. Iar ultima carte, 3 de spade. Deci e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Poate are legătură cu valorile tale. Unii ziceți, da, da, eu am alte valori. Da? Sau poate e ceva legat de bani. Poate pentru alții v-am zis, e ceva legat și de partea aceasta de sănătate. E un weekend tare, tare ciudat, să știți. Tare, tare ciudat. Zodia Vărsător. E, pentru tine, tu ești concentrat weekendul ăsta pe copii, iubire, pasiune, plăcere, afaceri, creativitate, toată zona asta e activă pentru vărsători și eu zic că e de bine. Însă, uite, sâmbătă, în primul rând, primești o veste interesantă de la un copil, de la persoana iubită. Acolo se rezolvă ceva, da? Se rezolvă ceva, doar că vezi tu, poate să fie ceva ce ți apasă și butoane, adică poate e o discuție pe care trebuia să o ai de mult timp. Unii poate aflați despre o veste destul de ciudată legată de un sfârșit, da? Nu știu, copilul tău îți spune că s-a despărțit, că s-a certat cu un prieten și că nu vrea să mai vorbească. Pot fi și astfel de lucruri, însă pentru alții poate este și un weekend în care pot apărea și mici mari gelozii acolo, da? În relația cu partenerul. Este și o perioadă în care rutina pur și simplu, cum să spun eu, te face la psihic, tot ce ține de rutină, da? E cam ciudat pentru tine, da? Ceva merge așa, se învârte în continuu și nu se schimbă. Ei, uite, acum e momentul schimbărilor, da? Vezi că, nu știu, cam tu trebuie să iei taurul de coarne, cum s-ar spune. Da, știu că poate nu-ți place că îți spun chestia asta, dar cam da, cam trebuie, da? Trebuie. Poate e ceva vechi, ceva ce de mult timp acolo trebuia rupt, trebuia deblocat. Pe de altă parte, uite, duminică dimineață, acolo vărsătorul poate avea niște discuții ciudate legate de bani, legate de un copil, poate legate de partenerul tău. Pot fi mici mari discuții sau lucruri ciudate care se petrec, însă eu v-aș recomanda și vouă mai mare atenție pe partea asta de distracție în acest weekend, că nu, adică trebuie să fie cu limită, da? Cu limită. Și vorbesc foarte serios. În a doua parte a zilei de duminică, vărsătorul se concentrează mult pe sănătate, pe muncă, pe rutină zilnică. Uite, o veste care apare weekendul ăsta legată de partenerul tău. Dacă ai un partener, deci dacă ești femeie, încearcă să fii puțin atentă la partenerul tău, da? Câte lichide consumă. Da, și ce consumă și ce obiceiuri are și ce toxicități sunt pe acolo. Da, chiar aș vrea să acordați o mai mare atenție, dar chiar și pentru voi, da? Trebuie să fiți puțin atenți. Unii poate, știu eu, apare, nu știu, poate pentru alți vărsători apare acolo o oportunitate de a face bani. Poate este un moment în care te simți la înălțime, unii poate cunoașteți pe cineva, alții din contra faceți niște activități așa superbe împreună cu o persoană dragă vouă. Este un aer de basm așa sau un aer ciudat în care vărsătorul zice, băi, nu pot să cred că e reală chestia asta. 7 de bâte, 10 de monede. Ia uite aici, ești foarte curajos, da? Iei atitudine în legătură cu o problemă din casă și din familie. Apoi avem puterea, da? Deci puterea reprezintă și un moment cu pasiune, da? Poate în relația cu partenerul, dar și un fel de luptă care are loc. Apoi avem regina de monede și îndrăgostiții. Ai o legătură cu zodia Gemeni, dar și o legătură cu o zodie de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Pentru vărsătorii singuri, da, tot înainte că aveți șanse să cunoașteți pe cineva, e o pasiune, e ceva care vă ia mințile acolo pur și simplu. Iar pentru vărsătorii aflați într-o relație, acolo la fel, poate să fie un moment bun în relația cu partenerul, da, să vă mai clarificați anumite lucruri. Este o veste bună care apare și legată de un copil, de o victorie. Unii poate mergeți la cumpărături, da, vă luați chestii pentru voi. Sau poate e ca și cum aveți grijă de partener sau de o persoană. Dacă ești cunoașteți pe cineva, vedeți că e o persoană care e foarte stabilă din punct de vedere financiar. Da? Zodia Pești. Pentru pești, în primul rând, sâmbătă sunteți foarte mult concentrați pe, cum să zic eu, pe casă, pe familie, pe viața privată. Da?
Păi știi, sunt foarte mult concentrați pe și pe trecut. Acum, sinceră să fiu, în preajma zilei de sâmbătă există predispoziție spre conflicte cu femeile din casă și din familie. Sunt niște lucruri acolo care sunt spuse, sunt niște lucruri care se repetă pentru unii pești, însă vezi tu soluția, da, la problema asta financiară, problema aceasta care ține de valorile tale, de aprecierea pe care o primești și cât te iubești, mai vine și de prin casă și de prin familie. Poate fi un tipar generațional, da? Poate fi o problemă acolo veche pe care, uite, acum poți să o vindeci, da? Și cum e că, de regulă, când te uiți așa în trecutul, mă rog, în familia unei persoane și vezi că, nu știu, toate femeile de acolo sunt despărțite sau toate femeile de acolo au avut o viață de familie fericită, de regulă, da, se repetă chestia aia. Și atunci poate e ceva, da? Ce s-a mai întâmplat? Pe de altă parte, peștii, uite, cel puțin în prima parte a zilei de duminică, au acolo niște conflicte, tensiuni, poate în casă, în familie, poate mai e cineva care se bagă, poate e mama, cineva o rudă, poate e o a treia persoană, nu știu, fiecare cum vă știți. Dar ideea este că se reiau aceste lucruri și peștii pot simți așa o puțină instabilitate din punct de vedere emoțional undeva duminică dimineață, dar ce v-aș mai recomanda eu? Dacă plănuiți, faceți ceva, da, în weekendul ăsta, chiar vă rog să nu exagerați cu absolut nimic, absolut nimic. Da? E foarte important acest aspect. Și în a doua parte a zilei de duminică, peștii deja vor să se relaxeze, vor să se simtă bine, vor să facă lucruri pentru ei și poate să fie un sfârșit de săptămână destul de relaxant pentru pești, destul de liniștit. Chiar undeva în a doua parte a zilei de duminică poți să te îndrăgostești sau poate să pară o iubire din asta platonică. Pentru alți pești este și un moment în care începeți să vă dați seama ce vă place cu adevărat, dar tot așa, nu exagerați cu partea de plăcere. Weekend, chiar insist pe chestia asta. Da? Ok, vă faceți poftele, vă relaxați, vă liniștiți, dar nu exagerați. Niște vești care sunt destul de surprinzătoare legate de un copil sau legate de un bărbat, da? Din viața ta. Este vorba despre o persoană sinceră, este vorba despre o persoană sensibilă. Da? Peștii începeți, nu știu, unii pești începeți să vedeți așa lucrurile altfel, da, altfel. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi. V-am zis, nu știu, ori vă îndrăgostiți, ori e cineva care îndrăgostește de voi. Vă apucă o dragoste de prin trecut, că poate să fie și asta. Puterea, pajul de spade. O luptă aici. Cineva e curios, vrea să afle mai multe informații. Acum cred și eu cu Pluto acolo, cu siguranță, da, sunteți puși pe aflați secrete, dar v-am zis, fiți tari, că chiar aflați. E o luptă aici, în casă, în familie, într-un grup de oameni, într-un cerc de prieteni. Apoi avem 6 de cupe. E, aici e o întâlnire cu un suflet pereche, poate e o iubire din trecut. De asemenea, un copil poate avea un rol important pentru pești în acest weekend. Dar e un cadou de suflet aici pe care îl primești sau niște cuvinte frumoase pe care le oferi cuiva. Iar ultima carte este 8 de spade, deci un oarecare blocaj. Acum, dragi pești, știți cum e? Nu trebuie să faceți obsesii pentru ceva sau pentru cineva. 8 de spade zice de un blocaj. Acum, vezi că blocajul e la nivel mental, adică e ca și cum tu ți-ai pus singur limitele alea, că noi ne punem limite cu mintea, că nu avem limite, da? Judecata, da, unii pești puteți să aflați o veste destul de surprinzătoare de la o persoană care, nu știu, fie e mai tăcută, fie e ciudată, cineva te blochează sau primești o veste care, nu știu, te pune foarte mult pe gânduri. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai frumos. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și la previziunile pentru următoarea săptămână. Eu te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.